greu în urcare. Ia uite indicatorul. Foarte frumoși sunt. Ah, da, zice că am ajuns în Poiana cu ghiocei. Iască, chiar m-au lăsat fără cuvinte. Salutare tuturor și bine v-am regăsit! Astăzi ne-am hotărât să facem o drumeție scurtă în parcul Buila Vânturarița, să vedem dacă s-au făcut ghioceii, dacă au răsărit ghioceii. Ce vedem? Vârful Buila și vârful Vânturarița. Așa-i? Da, și Viorea. Munții Căpățânii. Suntem în comuna Costești. Mergem în sat Bistrița. Parcăm mașina undeva unde se numește Între Râuri și mai urcăm de acolo câțiva kilometri, 3-4 kilometri. Vedem. Au apărut și câteva vile, pensiuni, probabil. Viitoare pensiuni. Aici pe partea dreaptă o zonă de picnic. Izlazul comunal scrie al comunei Costești, oamenii fac grătare, sunt amenajate deja, sunt băncuțe, măsuțe, și în spate. Grătare și în spate acolo se ține bâlciul de Sfântă Maria pe 15 august și se mai ține și bâlciul țiganilor pe 8 septembrie. Acolo în mijlocul pădurii se vede mănăstirea Arnota și mai jos cariera de piatră de la Bistrița Costești Vâlcea. Parcă tirul e aici. Aici ceva material ar fi. Da, văd că e ceva. Balcar de tirului de la. Cred că funicular nu mai merge. Da, cred că da. Cred că nu mai funcționează pe cale ferată. Aici intrarea la mănăstirea Bistrița și la școala specială de la Bistrița, unde am lucrat și eu cândva. Și aici, acolo aici e bisericuța Păpușa. Aici spre Arnota. Da, în dreapta spre Arnota. Și noi o luăm pe defile cu Bistrița. Da, aici avem mănăstirea Bistrița. Și urcăm pe defileu. Dăm prioritate. Acum se vede și mai bine biserica Păpușa și cimitirul de la Păpușa. Da. Drumul spre bisericuță este pe aici, în dreapta. Se trece acest pod și da. Se urcă, nu știu, un kilometru? Și să ajungești cu mașina? 2 kilometri? Nu cred că sunt 2 kilometri. Nu, un sfert de oră. Da, se ajunge cu mașina până acolo. E un drum. Picioare. E un drum destul de îngust. Îngust, foarte îngust. Aici avem râul Bistrița și în curând trecem cheile Bistriței, deja aici sunt turiști. Da, și peștera care se vizitează. Peștera Liliecilor. Am fost la peștera Liliecilor de mai multe ori. Am pus-o. Sunt două bisericuțe frumoase acolo, uite, și e și indicator, dar de fapt se urcă prin curtea mănăstirii. Intrăm pe cheile Bistriței. Deja am mai filmat de aici. Am filmat urmele podului pe care trecea Regina Maria. Am filmat crucea care se vede în peretele stâncos. Da, a filmat și Florin Piersic, domnul Oaselor. Da, aici deja intrăm în Parcul Național Buila Vânturarița. Aici oamenii. Uitați crucea acolo, cursul râului și cheile, faimoasele chei. Destul de înguste și destul de spectaculoase. Mamă, ce uimit am fost eu și ce...
ce așa entuziasmată când am intrat prima dată pe aici. E trecătoarea Nevia ce. Să ne lase și vremea, nu? E cam înnorat. Mălecuța. Temperatura ar fi... Da, nu e chiar fi 11 grade. Da, dimineața a fost soare și asta ne-a făcut să ieșim din casă să explorăm puțin zona, să vedem dacă au ieșit ghioceii, să vedem cum natura se trezește la viață. Aici sunt aluni și undeva în stânga, mai avem puțin, se găsește grota urșilor. Am filmat de acolo, o să las undeva link-ul. Ce nu ne-a plăcut nouă data trecută, că erau foarte multe mizerii și nu era calea de acces foarte bine făcută, nu știu cum să zic. Undeva aici pe dreapta se vede, indicatorul nu prea se mai vede, dar unde e balustrada de lemn se află grota urșilor. Am filmat data trecută de acolo. Deja s-a rupt de tot balustrada. De la mănăstire până unde o să lăsăm mașina sunt în jur de 5 km. Drumul e așa și așa. Da. Se putea și mai bun. Așa se cheamă aici, cabana Fata Pădurii. Da. Ia și ATV-ul mic. De tarla. Și am ajuns între râuri. O să parcăm mașina și mergem și noi pe aici să explorăm un pic zona, să vedem cum se trezește natura la viață. Aici erau. Aici erau caii. Doi caii umol. Am numol. Da, e noroi. Valea Cuca, curmătura Rodeanu, 4-5 ore și noi mergem pe Valea Costești, 30-40 de minute. Greu în urcare. Un mic uriaș care se varsă în râul Bistrița. Ba chiar a început să plouă. Încet. Câteva picături l-am plecat. N-am plecat pregătiți pentru ploaie. Am deja obosit. Am făcut doar vreo 20 de minute până aici și nu mai avem antrenament. Antrenamentul nostru de anul trecut s-a dus. 105. Acum e mai netede. Mai lină pantă. Da, e cam prima ieșire, prima drumeție pe anul acesta, 2024. Da, și este februarie, 18 februarie. Primele floricele de le-am găsit până acum sunt acestea. S-aud și ceva păsărele. Că ai zis că nu s-aud. N-au nimic.
Ghigăie furne? Da. Nu au voie să facă foc în pădure. Am ajuns la o intersecție de drumuri. Mamă, de noroi rău. Bă, tot s-a cu traturul. Ia apă și nămol. Se aude poaste de fond. Și ăsta ce-o fi? Uite indicatorul. Oh. Ia uite indicatorul. Dacă vine o mașină. Valea Bistrița între râuri. Și azi mi-a urât, cred că încolo. Și nu mai văd. Și Valea Costej nu văd nimic. Dar nu e labă de urs. Dar de ce e? E copită de căprioară. Un cerb. Asta i-a rămas după tractor. Să vezi tu că nici de data asta nu găsim. Ei, nu. Tu mai ai harta aia? Poate pe WhatsApp. Aurul verde, mai nu? Acolo, indicator. Acum mergem să vedem ce scrie. Acolo se vede un vârf, dar nu-mi dau seama care dintre vârfuri. Am găsit un ghiocel foarte, foarte frumușel. Am găsit mai mulți ghiocei. Nu știu dacă am găsit poiana cu ghiocei, dar am găsit mai mulți ghiocei frumușei. Nu! Nu-i rupem! Nu-i rupem, nu avem voie și nu numai că nu avem voie, dar sunt ei frumoși așa în pădure. Ăștia sunt invocați. Da, sunt super frumoși. Foarte frumoși sunt. Hai, pasul mare, că eu sări acolo, făcut. Așa? Fotografia aici, sări și în iarba aia. Așa? Stai direct în iarba, nu se iubă la mare. Stai că asta e cu mărăcini. Nu te mai bebe. Ba da, mă duc până acolo aproape, da. Aici e... Wow, ce frumoși sunt! Vezi? Între brad, da? Ce brad e așa? Da, nu știu că e un brad tăiat. Da, un brad tăiat. Și ei sunt săraci pe aici. A, uite-o și unul din ăla de... De da. Sau e de pădure. Nu, nu, e de pădure asta. Da, da, sunt mai mulți. Dar sunt și de-i bogați și de-i slab. De-i sărați. Cred că aici e pădurea cu ghiocei bogați. Sau poiana cu ghiocei bogați, dar ei sunt bogați prin niște crengi și prin niște lemne. Dar sunt superbi, superbi. O pepinieră cu brăduți mici și drăguți.
Astea sunt indicatoarele după care să ne ghidăm. Da, le-am terminat cu lemne. Ia uite croncanii doi. Ce furfe. Traseul de duce la Buila, la Vânturarița și la Vioreanu. Și aici și acum avem. Da, spre Pietreni. În Pietreni, da. Și au azi mi-a urât, cred că încolo, de unde venirăm noi și se lasă încolo, de la castelul ăla de apă, încolo este mi-a urât. Da, și ăsta cred că e râul Costești. Și aici, vârful Vânturarița, 7-8 ore. 7-8 ore se fac de aici, da, la Vânturarița. De aici, da, de urcat. E de urcat. E mult. Da. Noi mai mergem un pic pe aici. Hai să mai mergem un pic pe Valea Costești și ne întoarcem. Noi mergem vreo 10 minute. Păi am ajunge, dar nu cred că mai putem trece, trebuie să ne întoarcem. Trebuie să ne întoarcem, că avem mașina acolo. Uite și acolo ghiocel. Lângă stânca asta, plină cu mușchi. Tare frumos primăvara. De fapt, primăvara încă nici nu e primăvara, că e februarie. Aici ar trebui să fie. Am văzut acolo stâncă și se vede ceva alb pe ea. Și ne-a făcut curios să mergem să vedem ce este. Da, e greu. E urcat. Mai avem un pic. Uite, ghiocii sunt și pe aici. Ia uite. Ia uite. Nu sunt. Dar sunt mulți, dar sunt așa răzleți. Sunt ascuns pe sub frunze, ia uite. Da, băi, acolo i-am văzut prima dată, sus. Băi, sunt și tu acolo jos și uite, sunt și jos de tot lângă ea. Oh, da. Și pe lângă ea sunt o grămadă. Îmi dai un băț să urc mai ușor. Dar am găsit aici niște ghiocei superbi. Ia uitați. Într-adevăr, pe stânga aceea e plin, până în vârful ei, încă de la bază. O minunăție! Superb! Superb, superb, superb! Aici e un lac mic, o mlaștină, da. Da, da, deci apă e... Rozalie, roșie. Dar de ce e de la frunze? Nu cred, nu știu. Nu-mi dau seama de ce e așa roșie. De la frunze ar părea. Am o culoare de la frunze. Am ce culoare verdeasă, dar nu se văd de ce. O troiță. Parcă pe aici, pe lângă troiță, mi-amintesc. Da, aici avem izvorul de pe Valea Costeștiului. Troița. Și aici avem... Sunt Poiana cu ghiocei.
You have reached the snowdrops meadow. Ah, da, zice că am ajuns în poiana cu ghiocei. Primăvara, după topirea zăpezii, în lunga râului Costești, se pot observa zone întinse cu ghiocei bogați și cu alte flori de primăvară, precum Caltha palustris. Scria că am ajuns, dar încă nu am găsit ghiocei. Uite aici un mănunchi mic. Uite. Dar nu sunt înfloriți. Sunt doar boboci. Ah, păi de-aia, mă, n-au înflorit. Ah, păi ghiocei. E plin. Ai de bine. Nu sunt floriți. Da, mă, da, sunt. Ăștia sunt. Sunt. Da, ia uite aici, ia uite. Ia uite acolo, nu te preocupa ce. Nu sunt floriți. Da, mă, da, așa e, sunt. Sunt, aici sunt. Sunt, aici sunt. Da. Și uite și burezi de ăștia, de astea, să nu calc pe ei. Să merg așa cu atenție. Da, sunt mulți. E plin, numai pâlcuri. Uite, și peste acolo. Uite acolo, și peste apa aia sau ce e. Da. Asta din pe ea, uite. Și aici sunt niște bureți de copac. Aha. Iască. Parcă am mai vorbit noi despre ea. Nu, e plin în zona, dar nu știu. La maturitate. Sunt frumoși, dar trebuie să avem grijă să nu călcăm pe ei. Uite. Sunt superb, superb, superb. Chiar, chiar frumoși. Cam o oră, cred că facem până la mașină. Avem pieptul ăsta de urcat. Da, că după aia e coborâre. Tufele, așa, da. Dar sunt sub frunze acolo. Ce buchete acolo. Uai, Doamne. Câmpuri frumoase, mari, așa și cu câte 10 ghiocei la un loc. Și aici lângă tine, da, grupul ăsta de jos. A, e plin, mă, plin. Chiar m-au lăsat fără cuvinte. Ducem pe puntea asta, în partea aia? Da. Sau nu? Nu poate să fac. Cred că aici. Să bem puțină apă de izvor. Cu gust. Cu gust de ghiocel. E bună. E foarte bună. Și temperatura optimă de băut. Când am urcat, nici nu prea ne-am dat seama cât e de abrupt. Acum la coborâre se vede. Mai avem vreo 10 minute până la mașină. În total, cam 3 ore a fost drumeția de astăzi. Da, 3 ore în afară de drumul făcut cu mașina. În total și drumul cu mașina vreo 4 ore. Ce s-a întâmplat? Aceasta a fost drumeția noastră de astăzi.
Vă mulțumim că ne urmăriți, vă mulțumim că v-ați abonat la acest canal, iar dacă nu ați făcut-o, o puteți face acum. Este gratuit și ne ajută foarte mult pentru a crea în continuare clipuri. Toate cele bune! La revedere!